Scandalul Nordis riscă și el să se spargă în capul premierului Ciolacu. Din, mo din simplul motiv că unul dintre principalii protagoniști, care de altfel a și demisionat, este avocata Laura Vicol, care a condus, susținută fiind de PSD, fiind membru PSD, a condus Comisia Economică a... Camerei Deputaților. Laura Vicol a demisionat sub presiunea lui Marcel Ciolacu, dar este împinsă de la spate de apropiața lui Marcel Ciolacu pentru a candida totuși pentru Camera Deputaților în sesiunea care urmează. Pe lângă Laura Vicol, în toată, tot pe acesta, în toată această structură, piramidală în toată această mega uh, excrocherie care le-a adus uh, celor care au regizat 10 de uh, milioane de euro uh, este prinsă și uh, fata lui uh, Traian Băsescu, din nou uh, uh, amestecată ca notar, în calitate de notar în uh, uh, mizerii de tip uh, uh, infracțional Ioana Băsescu a semnat pentru aceleași locații, pentru aceleași apartamente, două sau chiar mai multe acte de proprietate sau de acte prin care s-au plătit bani în avans. Or, lucrul acesta trebuia să fie cunoscut de către notar. Nu putea să o facă în mod inconștient este o afacere care nu putea să nu fie patronată din umbră atât de serviciile secrete cât și de partidele politice. Trebuie văzut clar cine au fost beneficiarii, dar pentru asta trebuie să înceapă o anchetă serioasă, nu doar jurnalistică.